Salut, prieteni, bine v-am regăsit și bine ați revenit pe canalul meu la o nouă recenzie. Astăzi o recenzie pentru un parfum vechi, un parfum vechi din punctul de vedere al anului apariției. Ține de casa Reminiscence, o casă de parfumerie de nișă, sau hai să-i spunem, de nișă, consacrată pentru că sunt foarte multe parfumuri scoase de către cei de la Reminiscence. Cred că am recenzat cel puțin două parfumuri de la ei, acesta fiind al treilea, apărut în 1970 pe numele său Ambră. Simplu, deci nu mai există niciun nume înainte sau după acest cuvânt Ambră. Trebuie să vă zic că acest parfum, în momentul când l-am aplicat pentru prima dată, am avut un deja vu olfactiv. Am zburat în timp câteva zeci de ani în urmă, în momentul când eram elev în gimnazială și de principiu cred că în acea perioadă am simțit acest parfum fie pe profesoare, fie pe învățătoare. Deci este un parfum pe care l-am simțit cu siguranță în anii 80. Nu știu în ce măsură era fix acest parfum, dar amprenta olfactivă mi se pare că a venit din acea perioadă. Cei care știți, în acea perioadă, înainte de Revoluție, accesul la produsele cosmetice de lux sau occidentale era foarte restricționat, doar dacă aveai cunoștințe, pile, neamuri pe dincolo, eventual, puteai să ai acces la aceste produse. Ok, haideți înapoi la Reminiscence cu al său Ambră. Un parfum destul de clasic ca abordare, el este clasificat feminin și mi se pare că miroase exact feminin, pentru că de principiu această amprentă olfactivă am simțit-o pe persoane de sex feminin, respectiv profesoare sau învățătoare, așa cum am spus, în acea perioadă. Un parfum care abordează elementele clasice pentru un parfum ambrat, că discut de benzoină, vanilie în combinație cu labdanum, mosc, sunt și ceva elemente lemnoase în compoziție, cedur, respectiv santal. Este un parfum care se menține într-o tendință destul de, pot să-i spun eu, semi-caldă, deci nu se duce într-o tendință prea caldă, prea opulentă, cât mai degrabă în două stare de parfum de primăvară, aș putea să-i spun. În parfum mai regăsesc și cuișoare de asemenea mușcată și paciuli. Deci aceasta este compoziția parfumului. Nu sunt foarte multe note, cu siguranță că cu aceste note fie eu, fie voi personal v-ați întâlnit în alte parfumuri care mergeau pe direcția de parfum ambrat. Ceea ce simt la aproximativ 6 ore de la aplicare este o tendință benzoică, vanilată, ușor pudrată. Cred că e o combinație de benzoină, vanilie, mosc și ceva note lemnoase, dar foarte vagi. În special, cred că se duce în direcția lemnului de santal, ceea ce simt eu în faza finală. Deci santal, ceva mosc și rășină benzoică plus vanilie. Toată această textură ambrată, așa cum am spus, se duce în zona de semi-cald. Tenta aceasta mai rece, hai să zicem așa, este dată de către labdanum. Ok. Am să aplic un pic și pe stripul de hârtie, că pe mâini sunt dat cu alte parfumuri, dar de principiu este un parfum liniar, deci el nu se schimbă, ceea ce simți în deschidere vei simți până când parfumul se stinge. Dar haideți să aplic să văd ceea ce percep în deschidere, dacă percep ceva în plus față de ceea ce percep în faza de final. Interesant la acest atomizor este că aplică foarte fin, o pâclă foarte frumoasă, deci interesant, n-am văzut la niciun alt atomizor de eșantion așa ceva. Da, deci în deschidere are și o tentă florală, se simte în special o combinație de note florale, mușcata care este în compoziție, cu rășină benzoică vanilie, o tentă ușor pudrată și oarecum nota ambrată are o tendință un pic penetrantă, cred că e o notă de labdanum mai degrabă, cu un iz ușor de cerneală. Deci este o notă de labdanum, combinație florală, mosc, rășini benzoice și vanilie. Da, deci în deschidere se simte o tendință ușor ascuțită, mai acută, ca urmare a influenței de ambră neagră. Deci, de principiu, miroase tot în aceeași tendință și la X ore de la aplicare, doar că devine un pic mai fad, mai așezat, mai omogen, comparativ cu deschiderea. Așa cum am zis, parfumul este clasificat feminin și miroase în stilul unui parfum feminin ambrat. Vârstă, îl consider mai degrabă un parfum de tendință matură, deci de la un 30 de ani în sus, ținută, semi-formal și formal. Așa cum am spus, având ideea de a-l fi perceput cu foarte mulți ani în urmă, în special în zona academică, la școală,
pe profesor sau profesoare și învățătoare, îl consider un parfum foarte potrivit de mediu profesional. Că îl port și în alte situații, la o ținută cât mai formală cu putință, foarte bine, dar de principiu este un parfum care se pretează sau se mulează în special pe zona profesională sau extra-profesională, la o ținută cât mai dichisită, să zic. Din punctul de vedere al perioadelor când poate fi purtat, toamnă, primăvară, categoric, este un parfum care nu știu în ce măsură pe perioada iernii, fiind o temperatură scăzută afară, va reuși să penetreze, pentru că parfumul are acea tendință caldă care să te învoluie într-o stare de confort olfactiv și să te lege de zona de confort termic. Nu, este mai degrabă un parfum semical care îl văd foarte potrivit în special perioadele acestea, toamnă, primăvară cu siguranță, sau vara dacă sunt zile sau perioade cu temperatură mai scăzută. Din punctul de vedere al cantităților, am văzut că vine cel puțin într-o singură cantitate 100 de mililitri, iar prețul se duce undeva la aproximativ 100 de euro. Pe unele site-uri îl puteți găsi chiar la un preț mult mai redus, 50 de euro, 40 de euro, deci funcție de site, funcție de perioadă când eventual vă gândiți să căutați acest parfum, prețurile vor fluctua, dar de principiu se vor încadra undeva la 50 de euro pe site-urile de discount pentru 100 de mililitri. Acum, din punctul de vedere al performanței, foarte bună, consider eu, pentru concentrația apă de parfum, undeva la aproximativ 7-8 ore longevitate, cu o proiecție foarte bună undeva la 3 ore. Știu că l-am purtat într-o zi la serviciu și chiar răzbătea pe sub bluza pe care o aveam, împrăștiind o aură destul de frumoasă, plăcută, dar așa cum am zis, fiind un parfum feminin, transmite și o aură feminină prin felul cum miroase. Dar cel puțin mie mi-a plăcut, adică nu m-am simțit sânjenit de felul cum miroase parfumul, dar asta ca idee, pentru cei care sunteți interesați, luați în considerare că parfumul are mai degrabă o aură feminină ca manifestare olfactivă. Acum, dacă este să trag și o concluzie vis-a-vis de acest parfum, un miros feminin specific, destul de vintage, destul de clasic, dacă este să mă raportez la faptul că parfumul este scos în anii 70 și în perioada aceea parfumurile aveau cu totul altă amprentă olfactivă comparativ cu ceea ce se găsește azi, indiferent că la bărbați sau la femei. Deci are un aer destul de clasic, auster, deci nu este un parfum complex, nu este un parfum care să transmită tot felul de artificii, ci pur și simplu este liniar, clasic, elegant, consider eu, dar direcționat către zona feminină, abordabil ca preț, dacă mă raportez la ce prețuri am văzut pe site-urile de discount, performează pentru ceea ce plătești la acești bani, deci este un parfum mai degrabă pentru cei care își caută un parfum cât mai clasic cu putință, care să nu epateze, dar care să transmită o anumită stare destul de boemă. M-aș gândi eu că cam în zona aia ar mirosi acest parfum, mai boem, mai visător, dar destul de plăcut și destul de interesant. Totuși, este un parfum feminin în definitiv. Deci, multe consider eu atuuri pentru acest parfum la capitolul parfum de damă, astfel că din punctul meu de vedere consider că cel puțin la experiența pe care o am cu parfumul și recenzând un parfum de damă, îl consider un parfum totuși de nota 8.75. Nu este ceva wow, factor de unicitate, dar cei care sau încerc să mențin această direcție, cei sau cele care vă doriți un parfum cât mai aplecat către zona clasică, făcut în perioada clasică a parfumeriei, aveți aici un exponent pe care ar fi cazul să-l încercați dacă aveți ocazia. Deci nota 8.75. Recomandarea mea este, dacă aveți ocazia, să-l testați. Nu știu în ce măsură ar fi indicat să luați pe netestate, dar asta ține de fiecare când vă faceți evaluarea de risc. Dar merită să-l încercați și mai departe vedeți în ce măsură vi se potrivește. Acestea fiind spuse, voi închide acest clip aici. Ca întotdeauna mi-a făcut plăcere să vă aduc în prim plan un alt parfum de la Casa Reminiscence. Dacă aveți impresii legate de ambră, aștept impresiile voastre, vă place, nu vă place, performează, nu, cu ce parfum mai modern îl puteți asemui sau orice alt detaliu care ar putea fi ajutător pentru cei care ar fi interesați de acest parfum. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestei recenzii. Dacă aveți ocazia, încă o dată apăs și accentuez, testați-l. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune și până data viitoare când ne vedem într-un nou clip, vă salut pe toți!